Salutare! Astăzi o să vedeți un machiaj nebun pe care am vrut neapărat să-l încerc, neapărat. Așa că mi-am trasat pe față cu un creion o mască, o mască care va prinde culoare și formă treptat. Așa că pentru început mi-am desenat cumva forma măștii pentru a crea acea imagine cumva că aș avea o mască pe față. Atât de mult mi-a plăcut să încerc acest machiaj, pentru că ăsta e a treia oară când încerc să îl fac. Nu a ieșit chiar wow, dar îmi place. Am vrut să-l postez, bineînțeles că nu o să mă opresc aici, vă dați seama. Așa că, pentru început, mi-am dat cu fond de ten doar pe partea unde am trasat acele linii pe față. Doar pe partea aceea voi aplica machiajul ca să vă dați seama ce și cum o să iasă. Am aplicat un fond de ten care să se diferențieze de culoarea pielii mele ca să se vadă efectul acela de mască. Iar apoi mi-am iluminat partea ochiului cu un corector și, bineînțeles, după partea deasupra buzelor și pe nas, iar apoi am început să setez tot fondul de ten aplicat, să setez absolut tot pentru a pregăti pentru machiaj, pentru. Iar apoi am început să îmi conturez cumva sprâncenele, să-i dau o culoare mai intensă, pentru că era necesar în acest machiaj să se vadă mai pronunțat de cum sunt ele naturale. Și am luat culoarea roșie din paleta Juvia. Da, este un roșu tare fain, aprins și nebunesc. Și am început să-l blenduiesc foarte, foarte, foarte bine. Dar totuși, la bază să fie cumva intens. Și l-am dus în partea de sus, l-am dus și în partea de jos, ca să fie un machiaj cât mai complex, bine, să fie cumva bine văzut. Iar apoi, în partea de jos, am luat o pensulă mai îngustă pentru a putea să-mi pun culoare, dar totuși să nu pun prea mult în jurul ochiului. Doar în jurul aproape de linia apei. Iar apoi, am luat altă culoare din paleta Juvia, este un roz sidefat sclipicios și l-am pus pe arcadă și în colțul intern al ochiului pentru a ilumina cumva așa și totuși să fie în nuanță. Nu am pus un iluminator din acela argintiu, auriu, ceva de genul, ci ceva ca să dea bine. Și apoi mi-am trasat linia de tuș, bineînțeles cu mai multe încercări, dar am vrut să fiu foarte atentă pentru că asta era important. Îmi place foarte mult ce a ieșit, nu este o linie de tuș foarte groasă, este exact cum îmi trebuie. Iar apoi mi-am aplicat rimelul, tot așa cu mare atenție să nu îmi stric machiajul. Iar apoi am început să îmi pun blush pe obraj, foarte, foarte puțin și în partea cealaltă, apoi iluminator. Pentru că vreau să se vadă diferența foarte, foarte bine și să se cunoască acea mască mai exact, pentru că asta este ideea în acest videoclip. Este vorba despre mască, o mască pe față care să dea cumva că ar fi pusă, nu că ar fi pe fața ta. Iar apoi mi-am creat mici punctulețe cu un corector maroniu foarte închis.
Mi se pare că dă așa mult mai fain, iar apoi pentru a le nu șterge, a crea cumva imaginea aia că sunt naturale, am venit cu pensula pentru fondul de ten, cu care am aplicat fondul de ten. Iar apoi din paleta Sleek am luat acel negru nebun și am început să colorez partea de jos și partea de sus pentru a crea cumva imaginea aceea ca și cum aș avea o mască pusă pe față. Nu știu dacă înțelegeți ceea ce vă spun eu. Iar apoi, din paleta de corectoare am luat un maro cremos și cu o pensulă din acea burețel l-am aplicat pe linia creată deja, ca să o fac mai intensă, dar nu doar atât. Din acea linie eu o să creez niște umbre, o să vă dați seama imediat ce și cum. Am luat o pensulă foarte așa, cum să vă spun, cu vârf ascuțit cumva și am început să creez acea umbră, ca și cum aș avea o mască pusă pe față. Este foarte greu să faci acest machiaj, vă spun din experiența mea, poate pentru mine e greu, dar vreau să mai fac acest tip de machiaj, mai am încă o idee și vreau să-l pun în practică. Bineînțeles, trebuie să aveți grijă foarte mult la detalii. După ce am început să creez acea umbră cumva, am venit cu o pensulă și am adăugat cumva o culoare mai deschisă, o culoare prăfoasă care să reducă din umbra, cum să vă spun, să nu fie prea prelungită umbra, doar acolo, lângă mască, nu foarte mult dusă în partea cealaltă a feței. Și acesta e machiajul. Sper că v-a plăcut, o să vă las și poze. Vă pup, pa!